În meci contând pentru etapa a treia a campionatului național de volei cadeți, CSS Dinicu Ogulescu Câmpul Lung, echipament alb, a jucat duminică dimineața pe teren propriu în sala de la Colegiul Național Dinicu Ogulescu, unde a primit vizita formației CSM București A. Cert favorită a întâlnirii, echipa bucureșteană s-a impus cu 3-0 pe seturi 25-13, 25-23, 25-18, mușelenii înregistrând a treia înfrângere în acest sezon. Antrenoarea Raluca Moisescu-Nedelcu a folosit următoarea formulă de start: Bălan, Brăgărea, Bădescu, Ilinca, Bugheanu și Stuparu. În runda următoare, mușelenii vor juca pe 11 noiembrie în deplasare la Dinamo București.